Un zâmbet frumos înseamnă, pe lângă dinți albi puternici, gingii roz sănătoase, dar și lipsa cariilor. Ce facem să le combatem și cum le ținem departe de smalțul dinților? Vorbim astăzi cu Ionela Postelnicu, medic specialist în implantologie orală și estetică dentară. Bine ai venit, Ionela! Bine te-am regăsit! Ești minunată și mereu când vii aici în platou mă uit la zâmbetul tău superb și eu stau și mă întreb, medicii stomatologi au carii, Ionela? Ca orice medic, trebuie să fiu un exemplu. Tu ești superbă de fiecare dată și te admir. Este o onoare să fiu din nou alături de tine și îți mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumesc mult! Ce facem cu aceste carii? Mă gândesc că trebuie să le ținem deoparte, nu? Și încă din copilărie, da? Care ar fi igiena din momentul în care încep să apară primii dințișori? Important este periajul, după cum bine știm. Să avem un periaj adecvat, iar părintele să urmărească copilul să-l monitorizeze, să vadă dacă într-adevăr se spală corect. Dacă nu, să apelăm la un revelator de placă. Ce este acela? Este o substanță colorată care ne indică unde nu am curățat foarte bine. Tot ce avem... Avem un indiciu, da? Că acolo e ceva în regulă și trebuie să insistăm. Au diverse culori și sunt foarte haioase. Uite, despre asta este vorba. Nu, aici avem un aici avem gel un de rezultat, albire, nu? Da, o albire dentară. Aici avem un caz de fațete, fără șlefuirea dinților. Așa. Și dințișori albi frumoși, așa cum ne dorim. O albire și o singură fațetă, nu a fost cazul de mai mult. Pacientul și-a dorit această diastemă să o păstreze. Și aici avem o plombiță, două plombițe. Da, ca să nu ajungem la plombe, trebuie să ne spui tu dacă cel mic... Și acesta e zâmbetul meu. Și acesta este zâmbetul tău, perfect. Dacă cel mic, de exemplu, nu este încă în stare să se spele pe dinți pentru că este prea mic, ce putem să facem? Pentru că sunt tot felul de metode. Ba iei o cârpiță și îl ștergi acolo pe gingii, ba există niște, să zicem, degetare, așa, care au niște asperități pe ele și ne ajută să curățăm mai bine. Ce ne recomanzi? Depinde de vârstă. Este foarte important ca orice medic pedodont să-i precizeze părintelui că nu trebuie să-l adoarmă pe copil pur și simplu după ce bea lapte. Apar cariile de biberon, deci practic cu un tampon steril trebuie să curățăm foarte bine. Dințișorul, cu ser fiziologic. Cu ser fiziologic. Da, gingia. Până să apară, da? Până să apară dințișorii. Da. Iar odată ce apar dințișorii, aceștia se periază foarte bine și ulterior, când copilul deja se mai mărește, se poate apela la o periuță electrică specială pentru copii. Avem și acest revelator despre care am discutat anterior și vizitele la noi. Vizitele la noi, da. Bineînțeles. Și de câte ori facem acest periaj la copii? Facem cum ne spălăm noi pe dinți, dimineața și seara? Sau de câte ideal ori? Ideal este, da? După fiecare masă, dar important e să avem de două ori pe zi. Deci de două ori pe zi. Da. Bun, hai să dacă spunem... se poate, de trei este ideal. Ar fi ideal, da? Bun, hai să spunem că, iată, consumăm alimente, da, care ar putea fi favorizante apariției cariilor. Care sunt acele alimente și alimentele să știți să stăm de... Băuturile carbogazoase și carbohidrații duc la apariția carilor. Evităm dulciurile, să nu mâncăm dulciuri excesiv de mult, dar ne putem permite și să mâncăm. E personal, ador dulciurile, dar să respectăm mult o igienă foarte, foarte riguroasă. Îți plac foarte mult, dar arăți impecabil. Mulțumesc mult! Dar mă gândesc că, nu știu, trebuie să mergem cu periuța după noi de fiecare dată când mâncăm dulce sau consumăm o băutură carbogazoasă, ca să nu devenim obsedați, nu? Ce facem? Când tip pot să... Băuturile carbogazoase ar fi bine să le evităm. Așa. Deci le tăiem de pe listă, da? Dacă se poate. Dacă așa, la zile mari. Așa. Și periuța de dinți, o periuță micuță cu o pastă mică, e bine să o avem în geantă. Și după fiecare masă eu recomand acest periaj. Bun. Și ce se întâmplă dacă apar acele mici carii totuși? Chiar dacă suntem atenți cu igiena, se mai întâmplă să mai apară mici carii pe suprafața dinților. Aceste căriuțe micuțe nu se pot identifica decât la medicul stomatolog. El este competent, se numesc marmorații, carii incipiente. Din punctul meu de vedere, de fiecare dată când intru cu freza pentru a curăța această cavitate, practic caria este un proces irreversibil și odată formată nu mai dă înapoi. Și acest ținut sub observație nu este pe placul meu. Și vă spun imediat și de ce. Când introducem freza pentru a curăța cavitatea carioasă, o să observăm de cele mai multe ori că toți sapi.
ai o carie foarte mică, superficială și observi că ea în timp avansează și este mult mai ok să cureți leziunea carioasă incipientă decât să ajungi la o plombă medie profundă, apoi odată bacteriile pătrunse pot duce la extirparea nervului, dacă persoana nu vine la stomatolog, poate ajunge și la o edentație. Problemele sunt tot mai mari și pacientul poate plăti o sumă mult mai mare ulterior. De aceea este foarte, foarte important, eu tot repet, ca oricine să vină la medicul stomatolog fix la 6 luni. Mă gândesc dacă la unii suprafața dintelui este mai, nu știu, ieșită în relief, dacă ajută acest lucru la stabilirea, iată, cariilor mai bine. Noi avem o morfologie aparte, de aceea este recomandată sigilarea dinților. Cum tocmai se face și ce înseamnă sigilarea dinților? Sigilarea se realizează cu un compozit de culoarea dinților. Este o procedură perfect estetică, non-invazivă. Nu ne doare, da? Nu ne doare, clar. Asta contează, te duci la medic stomatolog și te gândești, Doamne, o să mă doară. Așa, deci nu ne doare. În zilele noastre, sunt la medici, da? Stomatologi, nu trebuie să doară absolut nimic. Iar eu personal vă spun un secret, anesteziez în primul rând cu zâmbetul. Așa este. Apoi mai am diverse metode, un gel cu căpșunică topic înainte de a introduce acul pentru anestezie, ca pacientul să nu simtă. Ai, metodele tale. Da. Deci venim la tine să ne facem aceste sigilări, da? Și când, de la ce vârstă se pot face? Imediat cum ne apar dinții definitivi. Deci mularul de 6 ani... este uneori confundat cu un alt dinte și unii părinți au impresia că va fi schimbat, dar, repet, odată ce avem vizitele în mod regulat, medicul stomatolog o să spună: acesta este dințișorul definitiv, trebuie sigilat, trebuie menținut sănătos. Acesta este și primul, de altfel, care se pierde și în urma edentației apar nenumăroase probleme. Și cât durează acest efect al sigilării? Și, de fapt, vreau să știu dacă acel material eliberează în timp, nu știu, fluor, așa cum știam, sau poate tu trebuie să-mi spui dacă eliberează un fluor care ține departe. Părerile legate de fluor sunt împărțite. Studiile sunt împărțite în momentul de față. Nu sunt fan fluor, dar el, practic, are o barieră. Noi acoperim suprafața ocluzală, morfologia dintelui, acolo unde nu mai se poate adăuga placă bacteriană astfel încât să se formeze ulterior o carie. Practic, sigilăm, că de asta se și numește sigilare. Este și trebuie un să revenim... proces foarte simplu și durează 10 minute. Să revenim la control ca medicul să vadă că, într-adevăr, sigilarea rezistă pe dinte. Unii pacienți au diverse patologii. Au bruxism diurn, nocturn. Și atunci, automat, când scrâșnești dinții, se mai poate duce din sigilare, că nu este un strat mare, că astfel, dacă am avea un strat mare, nici nu am mai avea aceeași ocluzie, aceeași mușcătură. Da. Și vreau să știu dacă ține câțiva ani acest efect. Da. Da? Nu știu, 5 ani, 7 ani, ca să știu la cât timp revin la tine la cabinet. Poate ține și peste 5 ani dacă mușcătura este una corectă. Și nu se abrazează produsul. Vreau să știu dacă aceste suplimente de fluor sau pastele cu fluor ne ajută în a ține cariile departe. Tu le recomanzi? Ne ajută, dar eu evit fluorul. Da? Eviți fluorul? Ultimele studii de la Harvard au ajuns la concluzia că este ok să evităm. Foarte mulți oferau copiilor, chiar până la vârste adolescentine, de până la 16 ani, pasteluțe cu flor. Ulterior s-a dovedit că au fost floroze apărute. Asta au ce fost înseamnă? Dinții, au fost dinții pătați ulterior. S-au pătat, da. Dinții permanenți, cum s-ar zice, dinții, nu? Permanenți. Dinții permanenți. Da. Sunt acele pete alb cretoase. Am înțeles, deci asta se formează de la prea mult flor. De la prea mult flor. Am înțeles. Dacă avem grijă de igienă, nu este necesar să apelăm la acest flor. Deci un periaj și o pastă bună de dinți ar trebui să ne rezolve problemele, da? Și să ne ajungem să le lăsăm prea mult să sape acolo în dințișor, să facă prea mult deranj, ca să zic așa, pentru că o să suferim mai mult, nu? Îți mulțumesc tare mult, Ionela. Mulțumesc și eu. Este o plăcere de fiecare dată când vin aici. E o atmosferă minunată. Și pentru noi îți mulțumim tare mult și te așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Pup la cabinet, o zi frumoasă în continuare și...
Aduceți ca zâmbetul să fie cartea voastră de vizită în continuare. Așa este, mergem pe mâna ta, îți mulțumim frumos. Mulțumesc din suflet. Iar noi mergem mai departe și facem recomandări de make-up cu ajutorul Ilincăi Antonescu. Ea știe ce produse să folosiți pentru ca machiajul vostru să arate bine iarna. Priviți! Primul produs despre care vreau să vă vorbesc este această cremă de la Kiehl's, se numește Ultra Facial Cream. Nu o să vă spun foarte multe despre ea pentru că deja am un video despre produsele Kiehl's, un skincare routine pentru iarnă. Această cremă, după cum vedeți, am testat-o în ultima lună și îmi place extrem de mult, datorită faptului că are o textură foarte ușoară și îmi protejează tenul de temperaturile foarte scăzute de afară. Nu știu dacă ați auzit de acel experiment făcut de către cei de la Kiehl's pe niște alpiniști, din câte mi-amintesc eu. Nici nu vreau să spun prostii, dar așa mi-amintesc. Au plecat pe munte iarna la temperaturi foarte scăzute și singura cremă pe care au avut-o cu ei a fost aceasta, iar niciunul dintre ei nu a avut tenul uscat. Deci vă recomand cu tot dragul această cremă pe care o puteți folosi atât în rutina de dimineață cât și în rutina de seară. Tot de la Kiehl's vreau să mai menționez două produse. Este vorba de crema aceasta de ochi, Creamy Eye Treatment cu avocado. La fel am discutat despre aceasta în același video pe care o să-l las în descriere. Și ce vreau să vă spun despre această cremă este că hidratează extrem de bine. Chiar dacă am doar 21 de ani, sincer, eu recomand foarte mult folosirea unei creme pentru ochi, pentru a preveni ridurile pe care nu ni le dorim, nimeni nu și le dorește. Așa că, sincer, este mai bine să începi înainte să vezi că ai riduri decât după și să nu mai ai ce să faci. Iar ultimul produs de skincare de la Kiehl's este Midnight Recovery Concentrate. Este un serum pe care eu îl folosesc de fiecare dată seara după ce mă spăl pe față și îmi aplic și un toner. Pun 3, 4, 5 picături din acest ser pe toată fața, prin, tot așa prin mișcări de tapotare și acest ser îmi lasă fața foarte, foarte catifelată și de asemenea hidratată pe tot parcursul nopții. Acum trecând la hidratarea corpului, dacă tot am vorbit atât de mult de hidratarea tenului, nu cred că este nevoie să vă spun cât de mult îmi place această cremă și nu neapărat doar această cremă, ci toate cremele de corp din gama Nivea. Mi se par cele mai bune, mi se par foarte, foarte hidratante și în același timp au și un miros superb. Aceasta pe care o am eu și pe care o folosesc cel mai des este, se numește Body Milk, 48 de ore, hidratează intens. Și restul nu mai înțeleg pentru că este în germană. A, doar aici știu că este pentru piele uscată, mi se pare că înseamnă treaba asta, nu? Dacă totuși vi se pare că această cremă este mult prea grasă pentru pielea voastră, care de fapt nu este uscată, vă recomand atunci acestea, care au un albastru mai deschis, indiferent că este vorba despre cherry blossom sau mai știu eu ce, vanila, bla bla. Acestea sunt pentru pielea normală până la cea uscată și nu sunt atât de grase. Aceste creme intră mult mai repede în piele decât aceasta, dar bineînțeles depinde cât de multă hidratare vă doriți. Trecem acum la partea de make-up și vreau să vă spun că am descoperit un fond de ten superb. În primul rând are o acoperire foarte bună, în al doilea rând rezistă extrem de mult și spun eu asta, eu care am tenul destul de gras în zona T, după cum am spus. Și ce să vă mai spun bun despre acest fond de ten? Miroase incredibil. Da, nu am nimic rău de spus despre el. Este vorba despre Lancôme Tenidol Ultra Wear. Al meu este în nuanța 010 Beige Porcelain și este perfect pentru tenul meu. În city break-ul ăsta din Paris în care am fost, plecam dimineața la 10 din casă și mă mai întorceam la 12. Mă machiam la ora 9 și când mă întorceam acasă, aveam foarte puțin sebum, doar aici în zona bărbiei și poate puțin de tot aici în zona obrajilor. Dar în rest, fondul de ten era exact ca atunci când îl aplicasem. Nu am mai încercat niciodată un fond de ten care să reziste atât de mult pe tenul meu. Continuând tot pe tema make-up-ului, o să vă arăt acum două glitere de două tipuri diferite și la două prețuri
complet diferite. Primul este un glitter lichid, nici nu știu cum să spun, liquid eyeshadow. Ah, Metal Shock Eyeshadow se numește. Este de la Essence în nuanța... Nu are nuanță. Eu l-am ales pe acesta auriu pentru că, bineînțeles, suntem în perioada Crăciunului și absolut oricine are nevoie de un eyeshadow de tipul acesta și, bineînțeles, că o să vă arăt și un swatch ca să vă dați seama cum arată. Este pur și simplu superb. Având în vedere că produsul are acest aplicator, puteți crea foarte ușor un cut crease direct cu aplicatorul. Tot în jur de 20 de lei, nu știu, cred că sper să nu mă înșel, dar este foarte mult produs. Ca să rămânem tot pe partea de glitter, acesta este Starlit Glitter de la Makeup Forever în nuanța 8D02 sau S111. Nu prea mă pricep, nu știu de ce nu le pun nume gen Snow, habar n-am. Dar o să vă las, bineînțeles, în descriere dacă vă place acest glitter. Și nici nu știu cum să vă arăt. Aba da, știu cum să vă arăt. Este glitterul pe care îl port eu astăzi, deasupra aici și pe linia genelor. Mi se pare un glitter perfect pentru perioada aceasta anului, datorită reflexiilor verzui pe care le are. Și da, îl găsiți în Sephora într-un grup de 4 glitere, nu, 2 glitere și 2, cum îi zice la celălalt, nu glitter, pigmenți. 2 glitter și 2 pigmenți, foarte frumoase nuanțele. O paletă care pe mine nu m-a dezamăgit niciodată este Modern Renaissance de la Anastasia Beverly Hills. Este o paletă superbă, extrem de iubită de mine după cum se vede, care conține o grămadă de nuanțe preferate de foarte multe persoane. Sincer, chiar poți face foarte, foarte multe lucruri cu paleta aceasta, este foarte versatilă și astăzi am folosit-o pentru machiajul ochilor. Ca să vă arăt câteva swatch-uri, să mă credeți pe cuvânt. Ah, hai să vă arăt un SIDEF. E atât de cremoasă. Și din partea asta vă mai arăt o culoare de tranziție. Nu sunt cea mai bună la swatch-uri, dar cred că înțelegeți. Sincer, e una dintre cele mai bune palete pe care eu le am și o recomand cu tot dragul. De fiecare dată când mă întreabă cineva, hei, ce paletă îmi recomand pentru început sau îmi place foarte mult să mă machiez și aș vrea o paletă bună și sunt dispusă să investesc ceva pentru că chiar vreau ceva bun, tot timpul o recomand pe aceasta. Tocmai am murdărit-o extrem de rău. Singurul lucru care nu-mi place este ambalajul ăsta, pentru că se murdărește super repede. E o idee frumoasă de catifea așa, dar se murdărește extrem de repede și se curăță extrem de greu. Trecând acum la partea de buze, am câteva sugestii perfecte pentru sezonul acesta. Am încercat să includ și liquid lipsticks și glossuri, pentru că mai nou încep să revină glossurile, să fie din nou la modă și îmi plac și mie, au început să-mi placă și mie foarte mult. O să încep mai întâi cu rujurile mate. Primul pe care vreau să vi-l arăt este acesta de la Colourpop, se numește Love Bug și sincer eu l-am de un an jumate, doi și cred că ar trebui să-mi iau unul nou. Dar totuși, ca să vă faceți o idee despre culoare, o să fac un swatch aici pe mână. Da, sincer, chiar trebuie să-mi iau unul nou. Doamne, sunt atât de varză cu swatch-urile, chiar nu știu. Se vede ceva? Este o nuanță superbă, mie îmi place foarte, foarte mult și cu siguranță o să-mi cumpăr unul nou. Următorul ruj pe care vreau să vi-l arăt face parte dintr-o mini colecție de-a lui Huda Beauty. Cred că se numește Nude Collection sau ceva de genul și este în nuanța Trendsetter și bineînțeles că găsiți acest ruj și separat în full size, dar eu mi-am luat acea colecție de 4 rujuri pentru că voiam să încerc mai multe. O să fac un swatch aici mai sus. Sincer, nuanța asta nu știu cum să o descriu mai exact. Față de celelalte pe care le am deja aici, o să pară un roz. Nu mă descurc deloc cu nuanțele, nu prea știu să le descriu.
dar puteți să vedeți cum arată. Mie mi se pare perfect pentru zi, adică este o lanță de zi superbă, nu este la fel de închisă ca aceasta, adică merge purtată și în timpul zilei, perfect. Iar ultimul liquid lipstick pe care vreau să vi-l arăt, nu cred că v-am zis ce nuanță este acesta, este în nuanța 84. Iar următorul pe care o să vi-l arăt este nude-ul meu preferat, absolut preferat, îl port aproape în fiecare zi și este numărul 66, nici nu știu de ce m-am uitat. Probabil ați mai auzit de el pe canalul meu pentru că îl folosesc destul de des. Și o să vă arăt aici cum este un nude care dă puțin spre peachy, dar în același timp și spre bej. Atunci când nu știu ce nuanțe să port pe buze, apelez la aceasta mereu. Iar acum dacă vă întrebați ce este pe buzele mele, ei bine, am combinat aceste două rujuri și a ieșit această nuanță superbă. Acum că ați văzut ce liquid lipstick îmi plac foarte mult în perioada aceasta, vreau să vă arăt și glossurile pe care le-am descoperit. Primul este acesta de la Lancome, este un gloss diferit față de celelalte. Are o rezistență foarte, foarte mare pentru un gloss. Am reușit cât am fost în Paris să testez o grămadă de produse din punct de vedere al longevității. Și pot să vă spun același lucru pe care vi l-am spus și despre fondul de ten. Mă dădeam dimineața cu acest gloss, adică pe la vreo 9-10 dimineața și la 5 seara încă l-aveam, după ce am mâncat și după ce am umblat atât, deci vi-l super recomand și pe acesta. Este o nuanță foarte drăguță, de roz spre peach. Mie îmi place foarte mult, e foarte lejer și o nuanță perfectă de zi. Arată superb cu un lip liner, dă așa o senzație de buze pline și juicy, nici nu știu cum să spun. Deci da, acesta este Lancome în nuanța 202 L'Absolu La Coeur. Următorul gloss este unul destul de dificil de purtat pentru că este într-o nuanță mai îndrăzneață și după cum știți, glossul este foarte ușor să ajungă pe dinți. Deci mie mi-este puțin frică tot timpul când port acest gloss. Da, risc pentru că îmi place foarte mult nuanța. Iar următorul, dar nu cel din urmă, este un gloss de la Fenty Beauty. Se numește Diamond Milk. Este un topper excelent pentru rujul nude. Efectiv este transparent și are particule de sclipici aplicat peste orice ruj. Pur și simplu îl face de 5 ori mai frumos. Are 3 copii, o vedeți în fiecare săptămână la noi, este implicată în tot felul de proiecte și este și autor. A lansat recent cartea Bebe nu stă în scaun. Când are timp să mai scrie și cărți și cu ce ne surprinde în volumul ei, vorbim astăzi cu Ana Maria Ivan, adică Zâna Scutecel, care a venit însoțită de Alice Donamitu, fondator Fundația pentru Siguranța Auto Copii. Bine ați venit, doamnelor! Bine v-am găsit! Desigur, Ana, rămâne în picioare întrebarea, când mai ai timp să scrii și cărți? Măi, să știi că îmi fac timp. Uite, aseară m-am apucat de o altă carte, fix după ce au dormit copiii, m-am gat în pat și pe mine mă pognesc ideile atunci când mă bag la somn. Nu știu cum se face. M-am obișnuit să am tot timpul telefonul lângă mine și atunci să mi le notez pe toate. Mă strădui să am timp. Pentru cartea aceasta am început lucrul la ea, o aveam în minte de multă vreme și m-am apucat prin august. Și ușor, ușor, știi cum e, încep de la o idee, apoi te apuci să readaptezi lucrurile la care te-ai gândit și până la urmă este varianta finală. Ce a fost scris în vreo 2 luni și jumătate, cam așa, nu? Și ai pândit copiii de fiecare dată să adoarmă ca să apuci să scrii și tu ceva? Ei, să știi că aici m-a să știi că aici m-a ajutat soțul, pentru că cel puțin până acum în toamnă, vineri, în ziua de vineri, după ce plecam de la emisiune, mă duceam la biroul soțului, căruia îi mulțumesc din suflet că mă sprijină în toate aceste lucruri, și el se ducea acasă, stătea cu copiii și eu ajungeam la ora 9-10 seara după ce lucram la biroul lui. Este imposibil, știi bine, noi n-avem bonă, n-avem bunică, deși mama acum în perioada asta este slavă Domnului la noi și a fost foarte complicată perioada.
Bun, hai să vedem, vreau să ne arăți și cartea ta și vreau să vedem de ce bebe nu stă în scaun. Sau uite, stă în scaun, vezi că este nu acela cu roșu, e spus acolo cu skepsis, cum zic eu. Să știi că bebe nu stă în scaun pentru că mami de multe ori nu știe să-l pună în scaun. Pentru că mămicile nu sunt suficient de bine informate. Fix ieri am primit întrebarea de la o mămică care are un bebeluș de 2 săptămâni și care mi-a spus că, care este vârsta potrivită în care îl pun în scaun. Și am întrebat-o, da? Și zic, da, cu ce ai venit de la maternitate? Cred că în brațe, nu? În brațe. În brațe, da. Și am spus, știi că există scaune speciale de la 0 luni, norocul meu, ca să zic așa, am scris pe această temă foarte mult și mămicilor, pentru că mi este greu să le explic la toate, le trimit direct articole în care le povestesc care sunt variantele cele mai sigure, recomandate de mine, care sunt variantele, în primul rând, testate la impact, ce scoruri au luat, pentru că atunci când alegem un scaun sunt foarte multe lucruri de luat în calcul și aici cred că poate să ne spună mai mult Alice. O să vorbim de tu, de exemplu, atunci când ți-ai ales scaunul de mașină, ai vorbit cu Alice sau te-ai informat tu, nu știu, de pe Google sau cu cine ai vorbit înainte? Să știi că la primul copil am luat o scoică, 3-in-1, și am făcut cea mai mare greșeală. Slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic, dar abia mult timp după am aflat că scoica pe care am folosit-o nu era testată, nici măcar nu știam de aceste teste. Asta se întâmpla acum 7 ani, când Alice nu avea fundația și nici centrul înființate. Nu am fost pe grupurile de profil, nu știu exact când s-au înființat acestea. Sinceră să fiu, tu știi că de multe grupuri de profil fug pentru că nu primești informațiile corecte. Pe parte de siguranță, atunci când vine vorba de viața copilului, trebuie să vorbim cu specialiști. Este minunat să avem grupuri de mămici atunci când vine vorba, nu știu, să ne povestim diverse lucruri, dar care nu țin de siguranța și de viața copilului. Când vine totuși vorba de ceva atât de serios, ar trebui să vorbim cu un specialist, pentru că atunci când ai o problemă medicală, te duci la medic, nu la mecanic. Normal. Așa spun eu, nu? Mai povestim despre cartea ta, dar vreau să o întreb și pe Alice, cât de important este să alegem pentru copilul nostru scaunul potrivit și, iată, scoica potrivită, pentru că sunt tot felul de produse pe piață, nici nu știi ce să alegi și mai vin și alte mame, te mai sfătuiesc și ele, mai cauți și tu ceva pe internet și, iată, ajungi într-o paralizie a deciziei. Nu știu cum se zice. Cam așa ceva. Din păcate, într-adevăr, influența altor prietene, mămici, bunici este mare, pentru că în perioada aia după, înainte de a aduce pe lume copilașul, suntem foarte susceptibile la tot felul de informații pe care nu încercăm să le mai validăm sau să le verificăm. Și de aceea e important să găsim totuși sau să avem niște cluri de surse corecte de informare. Iar scaunul să fie fix cum este o hăinuță, să-i fie potrivit vârstei, înălțimii și greutății copilului. Adică să nu-i fie larg, să nu-i fie mare, pentru că el trebuie să protejeze ca o platoșă în cazul unui accident trupul ăla mic. În al doilea rând, trebuie să vedem ca scaunul respectiv să potrivească mașinii în care noi vrem să-l montăm. Pentru că oricât de scump sau de testat și cu rezultate bune este un scaun, dacă el nu va face corp comun și cu autovehiculul în cazul impactului, este degeaba. Și nu în ultimul rând, iarăși o problemă pe care părinții din țara noastră o au, este că achiziționează scaune, nu primesc consiliere de acolo de unde le achiziționează și nu știu ce să facă cu copiii. Și cum să le prindă și cum să le... Cum să-i asigure pe copii în scaun, pentru că dacă copilul nu este fixat în centuri, rolul de protecție al scaunului este anulat. De asemenea, dacă scaunul este doar așezat pe banchetă și nu instalat și fixat riguros, iarăși rolul lui este anulat. Deci sunt câteva chestii de care trebuie să aflăm, într-adevăr, din surse de informare validate. Dar știți că de multe ori părinții se uită și la preț și se uită, ăsta e ieftin, nu-l iau, că nu e bun, ăsta e scump, îl iau pe ăsta, că este cel mai bun, dacă este scump, automat, este cel mai tare. E adevărat să ne uităm și la preț? Nu, trebuie să ne uităm la rezultatele testărilor pe care scaunele respective le au.
În general, pe piață există două tipuri de scaune. Scaune care se comercializează și în alte țări din Uniunea Europeană și care sunt trecute prin aceste teste riguroase de impact, de ergonomie, de toxicitatea materialelor, de ușurința instalării, pentru că, iarăși, dacă e foarte complicat de instalat, noi suntem femei. Nu trebuie să fie știință atomică să punem un scaun. Iar un alt factor, un alt tip de scaune care sunt pe piață sunt cele care se găsesc doar la noi, din păcate, de care n-a auzit nici mama, nici bunica, ca să o citesc pe Ana, și care au acele prețuri atractive, dar care în cazul unui accident nu numai că nu protejează copilul, dar se pot transforma în proiectile, în obiecte periculoase pentru restul pasagerilor din mașină. Deci ele pot pur și simplu să se catapulteze în cazul unui impact și nu trebuie să vorbim de viteze foarte mari. Cum e ok să poziționăm scaunul? Pentru că uneori scaunele se pot modifica, da, nu știu, se pot roti. Trebuie să poziționăm scaunul cu spatele direcției de mers sau cu fața spre direcția. Este recomandat ca în prima perioadă, iar noi, ca centru de siguranță, recomandăm ca această primă perioadă să fie împinsă cam până la vârsta de 4 ani minim, copilul să fie transportat cu spatele la sensul de mers. De ce? Pentru că în această poziție, în cazul unui accident, zona capului și zona coloanei cervicale, care reprezintă cam 25% din întreaga suprafață corporală, sunt protejate. Deci, în cazul unei poziționări cu fața, toată acea forță a impactului este resimțită de coloană și se pot produce incidente extrem de neplăcute. Deci cu spatele la sensul de mers... Până la 4 ani, da? Până la minim 4 ani. Nordici împing vârsta asta ceva mai departe, până la 5-6 ani. Hai să fim la mijloc, să spunem măcar până la 4 ani și pe urmă să menținem scaunul cu fața până la o înălțime de 135 cm, cum prevede legea din România, sau chiar până la 150, pentru că așa e gândită centura mașinii. Centura e de la 150 de cm. Bun, odată ce am instalat scaunul, uite ce a pățit Zâna Scutecel. Copiii la drumuri lungi știi prea bine că își pierd răbdarea și nu mai vor să stea și tu trebuie să tragi pe dreapta, să-i mai veselești un pic, îi mai dai jos și așa mai departe. Cred că așa a apărut această carte, au apărut și joculețele pe care tu le-ai inventat și vreau să-mi povestesc mai multe, că tu știi ce ai scris acolo. Această carte este un jurnal. Un jurnal al unei mămici. Este un jurnal al unei mămici care a inventat tot ce s-a putut pe planeta asta, astfel încât ca copiii mei să stea în scaun. Este cumplit. Eu înțeleg mămicile care îmi scriu, măi, dar plânge copilul și îmi rupe sufletul. Măi, să știi că și eu am, nu unu, nu doi, am trei. Și am trecut de trei ori prin asta și încă trec cu Achim. Cel mai bun lucru este să plece când copilul doarme și are ora de somn. Să știi că noi luăm așa mașina și începem să mergem pe valurile Dunării, ușurel, ușurel, pentru ca copilul să adoarmă. Dar ce să vezi, nu doarme non-stop copilul și unii dintre noi mai plecăm o perioadă sau un timp mai îndelungat. Drumul este mai lung și atunci trebuie să faci ceva. Ei, uite, așa la noi a apărut domnul Rânjilă și o să aflați cine este domnul Rânjilă din carte. A apărut domnul Rânjilă? La ce pagină este domnul Rânjilă? Eu să știi că am văzut de Bebe Pip aici. Aici? Trebuie să-mi spui și de Bebe Pip, da? Bebe Pip este personajul principal, are o mămică foarte simpatică care îi povestește și îi spune că nici ei nu-i place să stea în scaun pentru că nici mie nu-mi place să stau în centură. Stau așa dreaptă, mă ține centura și explic bebelușului faptul că este extrem de enervant, dar trebuie să rămânem acolo pentru siguranța noastră. Asta făceam și cu copiii. Gândește-te că aici intervine și tatăl, care nu pornește mașina până în momentul în care toată lumea este asigurată și el îi povestește lui Bebe Pip că trebuie să rămânem în scaun. Apoi începe o aventură cu Bebe Pip, când mami trebuie să scoată la... interval, toate accesoriile pe care le are, sunt tot felul de jucării. Acest domnul Rânjilă, să știi că sunt șosetele pe care eu le-am folosit la copiii mei. Catarina, când stătea în mașină, își scotea șoseta și se amuza teribil. Eu am povestit asta mămicilor multe articole pe blog, că eu îmi puneam șosetele lor pe mânuțe și făceam teatru de păpușe. Așa a apărut domnul Rânjilă, care este o șosețică foarte simpatică pe care ei o au doar în mașină, deci nu o mută
în altă parte prin casă. Știu că acolo este rolul ei și copilul este foarte entuziasmat să se întâlnească cu domnul Rânjilă. Sunt multe lucruri despre care am povestit. Sunt foarte fericită că la lansare am avut-o pe prietena noastră, Gabriela Maluf, care mi-a spus așa și care a și povestit în lansare că am reușit să folosesc 6-7 tehnici corecte din psihologie, astfel încât cei mici să înțeleagă lucrurile așa cum trebuie, dar și mămicile să se folosească de aceste tehnici nu doar în mașină, ci în viața de zi cu zi. Pentru că ești o mămică inspirată și pentru că ești o mămică prezentă și știi de ce au nevoie copiii tăi. Și uite, răsfăind cartea, m-am uitat eu așa și am văzut niște ilustrații foarte frumoase și încă mă uit la ele așa pentru că nu pot lua ochii de la ele. Și vreau să știu cine le-a făcut așa frumoase. O altă mămică de 3 copii. Cum vă găsiți voi așa? Aveți un club al mămicilor cu 3 copii? Nu știu cum s-au întâmplat lucrurile, dar Naomi are 3 copilași de 7, 5 și 3 anișori. Face și homeschooling cu ei. Așa că ar fi trebuit să o întreb pe ea, domnule, cum ai reușit? Da. Să facă ilustrațiile în aproximativ o lună de zile, dacă nu mă înșel, să mi-l creioneze pe Bebe Pip așa cum îl visam eu. Îi mulțumesc din suflet lui Naomi pentru că a fost alături de noi în această aventură, pentru că a fost o aventură și să scoți o carte, să știi că am descoperit că este o aventură. Deși la primul gând a fost o vom scoate în 2 săptămâni. Noi plănuisem lansarea la sfârșitul octombrie, da? Deci ca să înțelegi că de fapt nu este deloc ușor toată treaba asta. Ne-a plăcut în schimb foarte mult și urmează seria 2 și seria 3, pentru că tot acest proiect se adresează tuturor categoriilor de copii. Le-am luat special separat pentru că faci lucrurile total diferit cu un copil de 2 ani plus, așa că vom avea categoria cu 2-5 ani și apoi 5 ani plus. A, și vei inventa alt nume, nu? Nu o să mai fie Pip. Nu o să mai fie Bebe Pip, pentru că Bebe Pip rămâne Bebe Pip și rămâne bebeluș. În schimb, vom avea 2 copilași care fac o mulțime de năzdrăvănie acolo și de pozne și să vezi acolo mami cum face față și cum trebuie să îi împace. E așa, cum le stă bine copiilor. Mie nu-mi plac copiii foarte cuminți și nici nu e bine să ai un copil foarte cuminte. Nici Bebe Pip să știi că nu e cuminte. Să fie năzdrăvan. Uite, vreau să știu dacă, iată, Alice, ai văzut despre ce este vorba în carte, tu i-ai dat ok-ul, da, având în vedere siguranța auto, ești expert acolo în siguranță auto, ai avut ok-ul și din partea Gabrielei, da, din punct de vedere psihologic. Așadar, gândindu-ne la aceste scaune auto, am văzut de multe ori persoane care își transportă bebelușii în landou. Ce poți să-mi spui despre landou? Never. Deci landoul devine proiectil. Așa cum am vorbit de scaunele proaste care pot să se transforme în proiectil, landoul nu are o poziționare ergonomică, astfel încât în impact forțele sunt cu totul altfel răspândite asupra corpului copilului. Iar acel landou pur și simplu va fi împins prin geamul mașinii în cazul unei frânări bruște. Nici nu-i nevoie să vorbim de un accident cu lovirea unei alte mașini. Așa că niciodată landou, copilul se transportă numai în scoică. Dacă avem un scaun auto care ne-a rămas de la primul copil, să zicem, și vrem să-l folosim la cel de-al doilea copil și între copii este o diferență de câțiva anișori, să spunem, da? Este recomandat să folosim același scaun sau cumpărăm altul? Pentru că am citit că au nu știu, termene de valabilitate, nu? Și... Corect. Pentru că scaunele sunt constituite în cea mai mare parte din plastic. Plasticul este un material care îmbătrânește, pentru că scaunele astea rămân în mașină pe parcursul verii și se coace plasticul respectiv, iar iarna se contractă. Și pot să apară diverse fisuri pe care noi nu le observăm cu ochiul liber. Scaunele au o durată de viață cam de 4-5 ani, deci dacă diferența între copii mai mare, da, este mai mare, este indicat să le schimbăm. Și ca fundație am lansat un proiect care mi-e foarte drag, apropo de scaunele vechi, se numește A doua șansă a scaunului tău, prin care încurajăm pe părinții cu copii mari, care trebuie să treacă la grupa următoare de scaun, să ne aducă aceste scaune. Primesc un voucher pentru achiziția unui scaun de grupa următoare, iar noi avem grijă ca scaunele astea să nu ajungă la groapa de gunoi, ci să se transforme în obiecte folositoare, în scaune de masă, în fotolii pentru copii și în felul ăsta să fim și prietenoși cu mediul, nu? Într-un mod real. Deci să facem o reciclare, un ciclu complet
al produsului respectiv. Da, e minunată inițiativa. Vreau să ne spui unde putem găsi detalii despre această inițiativă. Care pe pagina siguranță, da? www.siguranțaautocopii.ro, pe social media siguranțaautocopii.ro. În centrele noastre, deocamdată avem centru în București și în Constanța. Planul este ca de anul viitor să extindem rețeaua de centre în țară. Vom vedea cum vor evolua lucrurile, pentru că anul ăsta am avut puțină frână din cauza pandemiei. Dar au venit oameni, nu, să vă aducă scaunele? Au venit și au venit din ce în ce mai mulți oameni să informeze despre scaune și sunt foarte fericită că crește gradul de conștientizare, că părinții din generațiile mai noi, mai noi, da, devin mai atenți la lucrurile astea și e meritul unor oameni ca Ana că răspândesc printre mămici informația importanței transportului corect al copilului, pentru că e nevoie de oameni responsabili și de oameni care pun preț pe viață. Vreau să știu cum ți-a venit ideea să dai naștere acestei fundații, da, de siguranță auto. Tocmai probabil din aceste întrebări pe care mă gândesc că și le pun oamenii și ai văzut că nici acum nu sunt foarte bine informați cu privire la aceste scaune și aceste sisteme. Corect. Da? Pornind de la formația mea de medic, pentru că asta e, da, profesia mea de bază, a experienței pe care am avut-o în Statele Unite ca ofițer medical și a lucrului cu situații mai puțin plăcute, și văzând că, într-adevăr, în jurul meu, prieteni de-ai mei, rude de-ale mele, își transportă copiii în felul ăsta și eu știind ce este la capătul celălalt al drumului, am simțit nevoia să fac ceva pentru a le deschide ochii. Și asta faci de 7 ani încoace, nu? De mai mult timp. Deci, cred că eu sunt unul dintre părinții pionieri în folosirea scaunilor auto, pentru că fiul meu cel mare, care acum are 15 ani, cred că e unul dintre primii copii care a fost transportat exclusiv în scaun auto de la primului drum. Și transportat exemplar. Cu rigorile sau cu cerințele care erau în acel moment, pentru că scaunele de acum 15 ani cu siguranță nu erau la fel de performante ca cele de acum. Dar nici traficul nu era același. Așa este. Zâno, vreau să știu dacă le-a arătat cartea copiilor și ce au zis când au văzut-o. Știau că este scrisă de tine? Când le-a arătat, nu le-a arătat? Uite, dragă, am și o carte. Wow, ce frumoasă e! Dar a scris-o mami. Serios? A scris-o mami? Să știi că aveam, sau mai bine zis, încă mai am emoții la trei lucruri. Unu, bineînțeles, copii. Da? Doi, Gabi. Așa, Gabi, da. Și al treilea, feedback-ul mămicilor pe care deocamdată nu-l am. E, m-am dus la copiii mei. Copiii mei știi că sunt mari amatori de povești. Și Aaron, în momentul în care nu-i place o poveste, se fustăcește, îmi pune o mie de întrebări și ăsta este momentul lui, în care știu, nu o să mai citim în veci această poveste. Ei, și m-am apucat cu ei să citim povestea fără să le spun niciun cuvințel, nimic, le-am spus doar avem o carte nouă și o poveste nouă. Catarina a luat-o, a răsfoit-o și a zis, abia aștept să o citim, atât. Ne-am pus la citit și de la prima frază Aaron zice, mami, mi-a stat inima, zic, ok, nu e bună cartea. Și Aaron mă întreabă, mămita, bebelușul ăsta seamănă cu Achim. Da, mama, seamănă cu Achim. După care am citit mai departe și nu m-au mai întrerupt până la sfârșit. Au chicotit la câteva momente și la sfârșit Catarina mi-a spus, mami, dar mămica asta face tot ce faci tu cu noi în scaun, în mașină. Și m-am uitat atunci și le-am spus asta pentru că mămica aceasta, de fapt, sunt eu, pentru că eu am scris cartea. Și vreau să spun că Catarina i-au sclipit ochii și mi-a zis, pe bune, mami? Dar să mai scrii, dar multe, mama! Îți dai seama că asta trebuie să faci, lor, nu? Gata, nu mai ai. Asta e începutul doar. Mai calea de întoarcere. Cum a fost la lansare? Cu foarte multe emoții. Să știi că n-am emoții când vin aici la tine, aproape niciodată m-am obișnuit. Uite, astăzi sunt foarte emoționată. Nu sunt obișnuită să vorbesc despre lucrurile pe care le fac eu, pentru că sunt obișnuită să vorbesc de cariera mea de mamă, de ce scriu pe blog, dar nu de carte. Și am avut foarte, foarte multe emoții. Eu zic că a ieșit bine, încă înregistrarea rămâne pe pagina de Facebook, deci oricine poate să o vadă. Au fost alături de noi Alice, care ne-a povestit foarte multe lucruri de
despre fundație. A fost alături de noi Gabriela, care mi-a dat ok-ul ca și psiholog. A fost alături de noi Naomi, pe care mi se părea normal ca mămicile să o cunoască, cine a făcut aceste ilustrații frumoase. Și a fost alături de noi domnul Ciutescu, care mi-a spus așa la sfârșit: aceste cărți din seria aceasta trebuie neapărat să ajungă în școli. Eu vreau să citesc un fragment din cartea aceasta, ca să le arătăm telespectatorilor cum scrii tu, da? Știi că mi-e place să citesc povești. Bebe Pip și părinții se pregătesc să plece la mare. Tata a pus deja în mașină colacul pentru Pip, cărțile mamei și paletele de badminton. Bebe Pip știe că la mare se va juca în apă și că tati îi va construi castele din nisip pe care el să le dărâme rând pe rând. Pe cât îl încântă să vadă marea, pe atât îl sperie drumul cu mașina. La fiecare călătorie, Bebe Pip e țintuit în centuri pe un scaun din care nu poate fugi. E, de aici nu vă mai spun, trebuie să vă uitați în cartea Anei Maria Ivan și să vedeți prin ce aventuri mai trece Pip. Și ți-a luat ceva, nu? Ți-a luat ceva să scrii? Te-ai cronometrat așa în fiecare zi cât alocai pentru această carte? Nu. Scriu în funcție de inspirație. Am fost la un moment dat la un curs de Livianei Tane despre cum se scrie o poveste și acolo spunea așa: trebuie să scrii în fiecare zi. Apoi de 4 ani de zile eu tot scriu. Acum am apucat de scris și de povești. Ce nu știe lumea este că eu scriu povești de 1 an și jumătate. Sunt în așteptare vreo 5-6. Așteptăm ca lucrurile să se așeze. Da. În momentul în care a venit Achim, focusul meu nu a fost pe partea aceasta, ci bineînțeles pe bebelușul meu simpatic, Dovlecel. Așa că acum pot să mă ocup de la anul mult mai bine de partea aceasta și lucrurile, știi cum e, când e timpul lor, atunci normal se întâmplă. Și nu trebuie să forțezi, plus că uite, poate acum de sărbători o să ai mai mult timp la dispoziție și o să stai tu acolo cu picii tăi lângă tine. Nu, de sărbători nu faceți asta, de sărbători bucurați-vă de familie. Să știi că eu de pe 22 nu vreau să mai fac nimic, vreau doar să mă bucur de familie. Eu în vacanțe și asta le spun și mamelor: nu lucrați, nu faceți nimic altceva. Sunt clipe atât de frumoase pe care le pierdeți. Copiii ăștia cresc atât de repede. Nu, să știi că eu nu lucrez în vacanțe. Nu lucrez sâmbăta și duminica decât dacă chiar trebuie, că am vreun proiect urgent. Dar nu, vă rog eu frumos, dacă vreți un exemplu bun, stați cu copiii și bucurați-vă de ei și bucurați-vă de viața împreună. Pentru că cariera și orice se întâmplă în viața asta poate să aștepte atunci când vine momentul potrivit. Tocmai de aceea lucrurile vin mult mai încet pentru mine față de alți colegi de-ai mei, pentru că eu mă bucur de viața cu copii. Lasă că vin celelalte lucruri. Alice, mai pregătești vreun proiect pentru anul viitor? Te-ai gândit? Am un alt proiect în desfășurare, pentru că Ana mi-a spus acum de mămica aceea cu bebeluș de 2 săptămâni. Vreau să ajungă la cât mai multe mămici din București informația că noi avem o cooperare cu ASSMB-ul și că punem la dispoziție în mod gratuit pentru 3 zile o scoică pentru ca copiii să fie scoși din maternitate. Tot ce trebuie să facă părinții este să vină cu certificatul acela eliberat de la maternitate de nou născut și să semneze că au luat în primire scaunul. După care, la sfârșitul celor 3 zile, să ne readucă scaunul pentru a-l putea da unei alte familii. Fundația a achiziționat 30 de astfel de scoici pe care, cu mare drag și în speranța că mai târziu, când povara financiară a părinților aflați la început de drum se va ușura, ei se vor duce cu informațiile de la noi și își vor achiziționa un scaun pentru următoarele drumuri. Deci ăsta e un alt... Mie mi se pare extraordinar, la toate. Mie mi se pare extraordinar faptul că Alice nu condiționează părintele. Asta e foarte important. Mulți spun, după care mă pune să iau de la... Nu, nu există așa ceva. Există varianta luați, aveți toate informațiile și vă duceți unde vă doriți. Ce face Alice, și trebuie să o laud, mi se pare extraordinar, pentru că sunt foarte puțini oameni în direcția aceasta care merg pe varianta educație, 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 nu pe partea financiară. În momentul în care noi trăim niște vremuri complicate, când toată lumea aleargă după bani, toată lumea aleargă după interese, faptul că ea a creat această fundație doar pentru a informa și a educa părinții, pro bono o facem fără să ne gândim ce se întâmplă în spate, inclusiv toate vânzările din aceste cărți se vor duce către cursuri pentru părinți.
Trebuie să o laud, trebuie să spun lucrul ăsta. Și trebuie să mai vină la noi în emisiune să mai vorbească despre proiectele minunate din cadrul fundației. Da, mare promiteți, drag. Da? Promit. Așa. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și bineînțeles că a fost o discuție minunată, ca de obicei, și ție îți doresc multă inspirație și creativitate. Să vină și cartea a doua, a treia, a patra și să o asculți, da, pe fiica ta atunci când spune: mami, mai scrie. Da? Mulțumesc mult. Mulțumesc mult, Ana, iar noi mergem mai departe cu un material, cu un eveniment de fashion, da, din marca Soare du Monde. Priviți, dragilor! Pasiunea pentru meseria lor și bucuria cu care trăiesc fiecare moment în care își văd creațiile purtate de clienții mulțumiți i-au motivat pe designerii români să continue să arate lumii munca și viziunea lor, deși mulți au fost nevoiți să disponibilizeze angajați, să micșoreze stocurile sau poate au fost chiar la un pas de faliment. Cu toate acestea, analistul de modă și directorul artistic al numeroase evenimente din domeniul modei, Alin Gălățescu, împreună cu 10 designeri români, s-au bucurat de artă și frumos în cadrul evenimentului Soare du la Mod, ediția 24. Am avut șansa de a ne număra și noi printre puținii participanți la acest eveniment și vă arătăm ce înseamnă organizarea unei prezentări de modă fără public. Omul cheie care a reușit să aducă împreună designer talentați în ciuda acestui context, Alin Gălățescu, a povestit despre provocările organizării unui astfel de eveniment și despre diferențele pe care le-a sesizat în raport cu anii trecuți. De asemenea, a anunțat că produsul final va fi un video fashion show. În primul rând, anul ăsta este a doua ediție care am reușit să o facem, în vremurile astea teribile. Prima am făcut-o, am realizat-o chiar în mai. Și atunci a fost chiar foarte complicat, în sensul că inclusiv fetele trebuiau să aibă măști asortate cu creații vestimentare, deci designerii au avut un surplus de limitare, să spunem, sau de creativitate, pentru că până la urmă rezultatele uneori au fost chiar spectaculoase. Am avut lângă noi un grup foarte creativ de designer români, câțiva dintre ei școliți în UK, Claudia Rawlings, Antonia Nae. Sunt multe nume interesante în această listă și la fiecare ediție există noutăți, căutări. E foarte dinamic, e o viață foarte dinamică și important e că tot timpul facem pași înainte. Aceste ediții, când m-ați întrebat ce au specific, sunt sub forma unui video fashion show-uri, ceea ce înainte era cu public, și am încercat să exploatăm, pe de o parte, faptul că noi oricum aveam toate show-urile în regim de live streaming, deci erau larg distribuite, dar acum fiind exclusiv online, teoretic distribuția este și mai amplă, că este exclusiv acolo și atunci incitarea e cu atât mai mare decât față de cei care, să zicem, că erau în sală, că erau 500, că erau 1000 de oameni. Și în același timp ne permite niște artificii tehnice mai spectaculoase, de genul utilizării unor spații într-un alt fel, cum e această minunată sală de diplomat, care înainte, datorită publicului, nu puteai să faci geometria asta sălii. Aici putem să tragem duble, să găsim un optim, poți să intervin mai mult, merge acolo, dădeai drumul și dacă nu mergea perfect, that's it. Am mers perfect de fiecare dată. Singurul lucru care nu putem să-l facem și care e cel mai un lucru care pe mine mă doare un pic, sunt manejurile finale, care acolo erau năucitoare. Fiecare manej avea specificul lui, erau zeci de modele care intrau și creau o emoție fabuloasă în public, o chestiune pe care oricât te-ai strădui din punct de vedere creativ sau tehnic în online, nu poți. A fost ca un parfum foarte sofisticat, în care trebuia să rezulte starea de Helmut Newton, punând împreună toate aceste caracteristici specifice ale celor 10 designeri pe care i-am ales să participe astăzi.
Tema evenimentului și sursa de inspirație pentru designeri a fost celebrul fotograf Helmut Newton. Acum îl sărbătorim pe poate cel mai mare fotograf de modă din lume, din istoria modei, Helmut Newton, la aniversarea 100 de ani de la naștere. Ce e fabulos la el e nu numai stilul, hai să zicem, unic, ci faptul că el a creat un lifestyle, a creat o lume, un mod de a aborda ideea de fashion, care a acoperit numai puțin de 40 de ani de modă, și aici nu există niciun fotograf care a avut șansa asta, că până a fost și o chestie de vârstă. El s-a dispărut în 2004, a plecat dintre noi, deci la 84 de ani. Deci a prins anii 60 și a ilustrat perfect anii 70, anii 80, anii 90 și chiar din anii 2000, acești 4 ani, chiar, cu 2 ani înainte, făcând între marile calendare ale lumii. A creat o ideea perfectă de tabu elegant, de parizianism elevat. Dacă vorbește astăzi cineva de Parisul sofisticat, de Parisul zonei de fashion, nu poți să o faci fără să discuți despre viziunea lui Helmut Newton. A fost un fotograf al controversei, al libertății de exprimare. Deci a fost un fotograf gigantic care a reușit să creeze o operă ilustrativă pentru decenii întregi în istoria modei. Ceea ce este fabulos și, după știința mea, nu mai există un alt caz. Există și un premiu care va însoți această prezentare de modă. Premiul va fi câștigat de designerul care a reușit să ilustreze cel mai bine tema din această ediție a Soare de la Mod. După ce văd fotografiile, după ce văd înregistrările, după aceea decantez acest premiu care îl anunț public. Deci toată fiecare ediție a avut chiar acest premiu, că ce designer s-a apropiat cel mai mult de temă. Chiar e un premiu Elisee pentru povestea asta, care a fost de fiecare dată, hai să spunem, sub semnul acestei idei de a pune împreună particularități în crearea unei arome specifice, între ghilimele, sigur că da, care se reflectă cel mai bine tema. Toți cei 10 i-am ales în ideea că pot să vină pe acest sound, pe această direcție a lui Helmut Newton. Niciunul dintre ei nu e aici întâmplător, niciunul dintre ei nu e aici dacă n-ar avea valoarea să fie aici. Tuturor ne e greu fără public. Nu se poate discuta de mai bine. Publicul îți dă o anumită vibrație, o anumită energie care o împărtășește cu tine, e un contact, e un altfel prezinți în momentul în care ai starea de comuniune cu sala față de o sală goală și o repetare a unor mișcări. Sigur că, da, din punct de vedere tehnic pot fi făcute niște elemente mai spectaculoase, dar din punct de vedere emoțional sau ca empatie, ca legătură, inclusiv cu tema, sunt unele lucruri care sunt imposibile de realizat. Printre designerii prezenți anul acesta s-au numărat Iuliana Robescu, Diana Dianu de la Studio Cabal, Iulia și Emilia de la IE Clothing, Norina Stoica, Antonia Nae, Claudia Rowling, Anemona Stanchi de la Lia Aram, Loredana Ceangonu și Aleha Toncea, care a declarat că în ultima perioadă nu și-a mai găsit rostul în viața oamenilor cărora se adresează creațiile ei, fiindcă oamenii lucrând de acasă nu mai ies în oraș, nu mai au un context pentru a se aranja și îmbrăca frumos. A fost fantastic și mă bucur că am făcut parte din acest proiect. Nici nu mai știu a câta participare este. E puțin trist să faci o prezentare de modă fără public, să ne aplaudăm între noi și să ne felicităm între noi, dar trebuie să ne adaptăm. Adică cred că ăsta e secretul, de fapt, să te adaptezi. Să știi că în jurul meu toată lumea mă descurajează. Sunt sfătuită să mă apuc de altceva, să fac altceva, cu toate că eu știu că fac bine ce fac și mi se pare că nu aș face în acest moment altceva mai bine. Însă feedback-ul, până la urmă, conversia ar trebui să se vadă și în reacția publicului, cumva, și a clienților și a persoanelor care vin să cumpere ceva de la tine. Iar în acest moment, ele lipsesc. Și pentru noi e destul de greu să supraviețuim momentului dacă nu avem și alte resurse. Nu este neapărat cazul meu, însă
neavând feedback e destul de greu. Având în vedere că de multe ori fiecare client este diferit, fiecare persoană care intră la mine în atelier este diferită, eu lucrez destul de mult pe comandă și atunci e foarte greu să repeți modele, cel puțin pentru mine. Soluția online pentru mine de fapt nu este o soluție, fiind fiecare altceva, încercând să fie destul de personalizate până la cele mai mici detalii și atunci online-ul pentru mine, din păcate, nu este o soluție. Eu funcționez puțin altfel, eu mă cam hrănesc cu bucuria persoanelor care îmi calcă pragul și atunci la mine nu pot să spun că sunt neapărat într-un blocaj, dar asta se vede și în procesul creativ. E puțin plat, adică inspirația, aștept bucuria oamenilor ca să poată să vină și inspirație. Și în momentul ăsta bucuria e cam scăzută. Nu vreau să dau o notă pesimistă, ba din contră. Aștept feedback de la public. Mie mi se pare că produsul arată excelent și sunt mulțumită și vin Alin și desfințează tot. Însă după aia, făcând un pas în spate, îmi dau seama că a avut dreptate. Adică ochiul lui critic chiar m-a sprijinit de-a lungul timpului și toate sfaturile lui au fost mai mult decât binevenite. Între noi și o relație foarte veche de prietenie și atunci chiar ne permitem destul de multe, nu știu, indicații, să spun. Și chiar apreciez fiecare vorbă bună din partea lui sau vorbă mai puțin bună, dar pentru mine bună. Degeaba ai o roche minunată pe tine, nu prea mai ai unde să dai mare cu ea. Într-adevăr, sunt pentru purtarea măștii și sunt convinsă că ajută fantastic, dar nu știe nimeni cine ești în spatele măștii, nu știe nimeni dacă ești trist, dacă zâmbești, dacă... Și atunci sper că după această perioadă toată lumea va vrea să arate tot ce are în garderobă sau să aibă o dorință de a-și cumpăra lucruri noi, frumoase, colorate și aștept acel moment. La eveniment am întâlnit-o și pe Valentina Bălașa-Ario, care la matinal ne-a povestit despre etichetă și stil vestimentar, dar care ne-a surprins defilând pentru E-Clothing în cadrul prezentării de modă. Astăzi sunt aici datorită lui Alin Gălățescu. Alin m-a întrebat dacă îmi doresc să particip la acest eveniment în calitate de model. Eu fac asta în mod frecvent pentru creatorii români. Au acele piese care pot fi lăsate moștenire. Adică, dacă tu te uiți, de exemplu, în garderoba mamei tale, o să vezi acele piese lucrate cu foarte, foarte mare grijă. Ei, dacă eu îmi achiziționez astfel de piese, cu siguranță o să le las nepoatelor mele. Așa de frumoase sunt. Adică nu sunt acele piese pe care să le reciclezi, să le arunci, să le scoți din garderobă pentru că te plictisești de ele. A fost o experiență foarte relaxantă și cumva m-a conectat cu ceea ce mi-e foarte drag și mi-era foarte dor de astfel de momente pentru că am stat foarte mult în casă, ne-am sălbăticit și acum, respectând măsurile de siguranță, am avut parte de o doză de normalitate. Mezzosoprana Andreea Ilie a fost și ea o apariție surprinzătoare, defilând în ținutele IE Clothing și Norina Stoica. În contextul în care toată lumea poartă mască, chiar și afară și peste tot, pentru mine a fost o alegere foarte bună să vin în această seară aici, pentru că de așa un moment de respiro. Am început cu IE Clothing, și acum port tot ținută Norina Stoica. O ador. Mi-am lipsit publicul, așa cum de altfel îmi lipsește și de pe scena operei, unde acum vreo două săptămâni am cântat pe scenă, dar am cântat fără public și chiar și cu mască. Este incredibil, dar doar așa s-a putut. În același timp, mi-aș fi dorit să și cânt, pentru că asta este ceea ce fac și, după cum știe toată lumea, am început cu modeling, dar în momentul de față cânt pe scena operei din București.
Claudia Rawlings se numără printre designerii pe care Alin Gălățescu i-a lăudat pentru studiile de specialitate pe care le-au făcut în Londra. După 20 de ani, ea s-a întors în țară pentru a crea și produce aici. A fost o experiență foarte plăcută și chiar am vrut să participăm, mai ales și datorită tematicii pe care Alin Gălățescu a ales-o pentru accesoare de la mod. Pentru mine a fost foarte important să merg pe acea tematică. Am făcut mai mult research, să spunem, în spatele colecției mele este foarte, foarte multă muncă. Helmut Newton a avut o serie de fotografii făcute numai cu radiografia trupului uman. Și asta am ales să fac. Rochile noastre sunt făcute aproape toate numai din radiografii umane. Am vrut să arătăm puțin și cumva pe tematica asta a pandemiei că suntem mai mult de subt. Mi-a fost dor de România pentru că am fost plecată aproape 20 de ani, unde am și studiat, mi-am și început business-ul la Londra și după care l-am adus în România, în speranța că o să găsim că sunt oameni care lucrez și găsim mulți artizani și croitori foarte buni. Și asta încercăm, să le arătăm tuturora că putem mai bine și ceea ce producem în România cu adevărat este de foarte bună calitate. Este mai greu să faci business în România cu adevărat, mai ales perioada aceasta pandemiei, pentru că, bineînțeles, de exemplu, eu produceam și foarte multe rochii de seară. Momentan, această parte a business-ului nu mai este existentă, dar ne-am reaxat, am început să producem mai multe ținute de zi. O să ne lansăm site-ul cu shop online în curând. Deja avem o colecție de resort 2021 pe care am și lansat-o și datorită pandemiei ne-am gândit ok, o să venim cu niște ținute lejere, ușoare, foarte ușor de purtat, pe care le-am și tratat antibacterial. Deci am încercat să mergem puțin mai departe decât ceea ce făceam înainte. După cum vedeți, filmăm, asta facem astăzi, filmăm încet, încet fiecare bucățică, încercăm să respectăm toate normele. Noi toți purtăm mască, ne protejăm și încercăm să facem moda românească să nu moară. Mulțumim colegilor de la Matinal pentru acest minunat material. Ne-a plăcut foarte mult, așa că am zis să-l difuzăm și noi. Dragilor, acum vorbim despre machiaj. Machiajul bine făcut cu produsele potrivite ar trebui să reziste o zi întreagă. Da, dar aici este un secret. Produsele ar fi bine să fie adaptate tipului de ten. Mihaela Rotaru, Makeup Artist, ne spune tot ce trebuie să știm despre alegerea fardurului, a fondului de ten, a corectorului și așa mai departe, potrivite pentru fiecare tip de piele. Bine ai venit, Mihaela! Bine te-am regăsit, Dana! Of, mi se pare așa complicat, trebuie să ții cont de atâtea și atâtea lucruri, parcă nu mai e așa de simplu, nu? Să te uiți în oglindă și să începi să te machiezi, nu? Asta trebuie să-mi spui tu pentru că te-ai specialistul. Da, pare complicat atunci când ne gândim că trebuie să ținem cont de culoarea ochilor, de ten, de morfologia feței, morfologia ochilor și de calitatea tenului. Însă, în momentul în care ne creăm o rutină, lucrurile devin mult mai simple și atunci vom pleca de la tipul de ten pe care îl avem. În momentul în care știm ce tip de ten avem, va fi mult mai simplu să ne creăm o rutină și să alegem produsele potrivite tenului nostru. Bun, și cum aflăm ce tip de ten avem? Pentru că știm prea bine, sunt trei tipuri de ten, nu? Stai să mă gândesc. Este uscat, da? Corect. Este gras, da? Este normal, da? Este combinat, da? Mixt, da? Așa, și mai ce mai? Este tenul matur, mai este tenul sensibil. Da. Și mai sunt și alte două tipuri de ten, ca șectic, pletoric, dar acelea sunt tenuri pe care le întâlnim foarte rar, sunt tenuri cu probleme și atunci nu are sens să ne complicăm. Bun, să ne rezumăm la acestea comune, da? Ok. Cum aflăm ce tip de ten avem? Ne uităm la caracteristicile pielii. Spre exemplu, un ten gras va avea tendința uleioasă, este o piele foarte elastică, are adesea, întâlnim din cauza sebumului, acnee și atunci ne vom da seama că este un ten gras, evident. Mai are și porii măriți și atunci vom ști și îl vom trata ca atare. În cazul unui ten uscat, ne vom da seama că el este catifelat, dar are tendința de a se rida foarte repede, nu are luciu și uneori are celule, se descoamează. Da? Și atunci are nevoie de alt tip de produse, evident. Așa, tenul combinat, mix, combinat, da? Tinde să fie pe zona centrală a feței mai uleios, iar pe zonele laterale mai uscat. Și atunci îl vom trata în funcție de zona cu care avem de-a face.
Și tenul normal este minunat, e perfect. Normal, este catifelat, este frumos, e... Însă trebuie să avem grijă și cu acela, cum este îngrijit, pentru că în funcție de îngrijirea pe care o primește, el se transformă, fie în uscat, fie în gras. Și atunci trebuie să avem grijă să-l menținem cât mai mult timp. Și mai este, desigur, tenul foarte sensibil, care este alergic, nu suportă mai niciun tip de produs, trebuie să folosim produse bio, cât mai naturale, inodore, dacă se poate. Da, bun, aici avem deja în zona aceea medicală, cu acele produse, cu tot felul de... Iar tenul matur, desigur, trebuie tratat diferit, pentru că vrem să evităm evidențierea ridurilor care s-au format de-a lungul vremii. Bun, hai să vedem așa pentru fiecare tip de ten ce produse ar trebui să folosim. Pentru tenul uscat, să zicem. Tenul uscat ar avea nevoie în primul rând de un peeling. Am vorbit noi data trecută și cred că peelingul enzimatic ar fi cel mai potrivit, pentru că acesta va efectua exfoliere foarte blândă, lăsând astfel tenul curat și catifelat, iar produsele se vor așeza evident mult mai bine. Și atunci va trebui să folosim produse cât mai cremoase, să evităm pudrele pentru că vor usca și mai tare. Partea cea mai bună este că pe genul acesta de ten machiajul rezistă cel mai mult timp și putem folosi iluminator. Știu că fetele sunt absolut nebunite după iluminator, însă nu se potrivește pe orice tip de ten. Însă pe tenul uscat va da foarte bine pentru că îi dă strălucire. Cum spuneam, evităm pudra și este foarte bine să folosim blașul cremos, pentru că o să dea acel look flawless tenului. Mai sunt acele farduri care sunt și ele cremoase, da? Mm-hmm. Cum ar trebui acestea aplicate, mai ales pe acest tip de ten? Acestea ar trebui să fie aplicate ca o bază. Se aplică pe ploapa mobilă și ulterior vine în completare cu un fard uscat. Pentru că, acum, mă rog, depinde foarte mult și de calitatea acestui produs. Însă, în mod normal, el se strânge. În modul se strânge, da, tocmai ca să împiedicăm să se strângă. Exact. Însă, în momentul în care îl punem pe sub un fard uscat, el va rezista mult mai mult timp, iar fardul respectiv va fi mult mai intens. Interesant. Este un truc pe care și noi, make-up artiști, îl folosim foarte des. Nu ne ocupăm de pielea normală, pentru că mă gândesc că poți pielea să pui normală, cam orice acolo, nu? Așa este. Bun, și rezistă, bun. Hai să vedem cu tenul gras ce facem. Cu tenul gras este puțin mai problematic, întrucât din cauza sebumului, machiajul devine instabil. Și atunci avem nevoie de o bază de machiaj, un primer pe bază de silicon, care ne va ajuta să matifiem tenul și care va mai estompa din mărimea aceea porilor, nu vor mai fi atât de evidenți. Este bine să folosim fonduri de ten ceva mai strong, cu mai multă pudră în componență, pentru că are puterea să absoarbă acea pudră și să se vadă foarte frumos pe ten. Putem folosi, desigur, pudra, însă, acum, dacă el este uleios, nu trebuie să exagerăm foarte tare cu produsele. Însă, cum spuneam, avem nevoie de niște straturi mai uscate pentru a-l face să reziste. Și întotdeauna trebuie să aplicăm pudră și la nivelul ploapei, nu? Este un secret pentru ca fardul să reziste, nu? Sau există primere speciale pentru ploape pe care le putem aplica și atunci machiajul, fardul de ochi va rezista mult mai bine. Desigur, mai există un truc, se mai poate aplica un eyeliner de tip gel, există chiar culoarea pielii, se aplică pe ploapă, se usucă, este rezistent la apă și va rezista machiajul impecabil. Ia uzi ce truc, deci pentru cele care ne urmăresc, o să caute, îți dai seama, acum au intrat pe Google și caută ce este acel eyeliner tip gel. E așa, pentru pielea combinată, da? Pentru tenul combinat, mixt, ce ne recomanzi? Cum spuneam, acolo unde pielea este grasă, o tratăm ca pe un ten gras. Putem aplica acest primer despre care spuneam, putem aplica pudră, iar în zonele laterale care sunt mai uscate, nu, putem chiar să nu aplicăm pudră sau putem să aplicăm foarte puțină. Sau putem folosi acel blaș cremos, adică folosim în funcție de, o tratăm în funcție de zona cu care avem de-a face. Iluminatorul ajută în cazul acestui tip de ten? Da, ajută, dar nu trebuie să exagerăm cu el pe zona centrală a feței, pentru că în momentul în care punem... avem și acel sebum excesiv, va părea fața ca și cum e transpirată și efectul nu va fi cel pe care ni-l dorim. Și desigur trebuie să avem grijă cu iluminatorul în cazul în care există riduri profunde. Nu este bine să punem produse de iluminare pe riduri, pentru că nu vor face altceva decât să evidențieze mult mai mult ridul. Și mai există încă un caz în care trebuie să fim atente cu folosirea iluminatorului, acela în care avem o frunte prea bombată sau un nas prea bombat. Practic, acel iluminator va da volum. Și dacă avem deja volum în anumite zone, nu va fi un caz foarte, foarte fericit. Accentuează, da. Accentuează, deci dacă vrem să avem niște pomeți frumoși, de exemplu, și să atragem atenția asupra lor, automat o să folosim, ajuta, da? O să arate foarte bine, da. O să obținem acel efect bronzat, așa, shiny, nu? De parcă... Depinde ce tip de iluminator folosim. Exact.
Exact. Bun, vreau să știu de ce ni se întâmplă că atunci când folosim un anumit fond de ten, să spunem, să oxideze, așa cum îi spunem noi, ba pe nas, ba în zona frunții, să aibă asta legătură cu tipul de ten sau, da? Poate fi, depinde, pot fi compuși din produs, dar în mare parte este vorba despre sebum. Acolo unde avem de-a face cu sebum, în momentul în care punem fond de ten, sebumul va face ca acesta să oxideze, într-adevăr. Adică să dispară, să-l vezi cum se duce de pe nas, de exemplu, nu? Schimbă culoarea, practic, în momentul în care oxidează. Cel care, cum spui tu, dispare, fuge, da? Este din cauza faptului că tenul este uscat sau poate chiar deshidratat și atunci el având nevoie de hidratare, absorbe fondul de ten, pentru că fondul de ten, în definitiv, este tot o cremă. O cremă, da. Uite cum le știi tu pe toate. Colorată. Când vine vorba de farduri, trebuie să folosim anumite tipuri de farduri pentru pielea noastră, pentru... Ai văzut că suntem diferiți, da? Corect, așa este. Întotdeauna ar trebui în arsenalul nostru de frumusețe să avem farduri mate, pentru că acele umbre din arcadă nu se pot crea cu farduri în alte texturi. Nu se va putea face acel blending și practic acel degrade frumos. Da. Și atunci avem nevoie de acestea. Avem nevoie și de farduri sidefate, pentru că arată bine, de ce nu perlate, însă este bine să catenul matur să evite din nou acest tip de fard, iar acesta se va folosi doar pe ploapa mobilă, nu poate fi folosit în arcadă. Bun, și dacă tot ai vorbit despre tenul matur, ce greșeli să nu facă aceste persoane? De exemplu, la ruj, pentru că ai văzut că și rujul îmbătrânește uneori, dacă nu știi ce nuanță să alegi. Corect, da? Corect. Practic, rujul este produsul cosmetic care îmbătrânește cel mai mult decât oricare alt produs pe care îl folosim. La ruj ar trebui să se folosească rujuri cât mai naturale, în culori naturale, de genul piersică, roz, perla, nu rozul acela foarte strident, pentru că acela va da un aspect artificial. De Barbie Girl. Exact. Da, și ar trebui să se evite cu desăvârșire pudra. În momentul în care avem un ten matur, uităm de pudră, pentru că aceea nu va face altceva decât să evidențieze ridurile. Putem, în schimb, să folosim niște primere care sunt special concepute cu efect de umplere și atunci vor mai netezi, vor mai umple ridurile și vor da stabilitate produsului, fondului de ten. Dar nuanțele acestea maronii, bejurile, sunt indicate? Depinde de nuanță. Ca să ne alegem foarte bine bejul, se spune că trebuie să ne luăm după nuanța gingiei. De exact, ne da. Uităm la nuanța gingiei și atunci acela este potrivit. În general, dacă predomină o nuanță de maro pe un ten matur, nu este bine, pentru că atât ce înaintăm în vârstă, culoarea pielii noastre tinde să se ducă spre gri. Și atunci noi trebuie să evităm aceste culori reci și să venim din contră cu piersică, pentru că acesta va tăia efectul acela de gri maro al tenului. Dar la efectul acesta se pot folosi acele, să zicem, corectoare de diverse culori, galben, verde, roz, acelea care mai atenuează și din roșață și știi tu despre ce vorbesc. Da, știu, într-adevăr, se folosesc. Teoria culorii. Da, desigur, se poate folosi localizat, însă atunci când înaintăm în vârstă și o să avem un ten matur, toată lumea o să ajungă acolo. Eu nu voiam să ajung acolo, de-aia te întreb. Vom ajunge acolo, dar e bine că vom fi pregătiți, știm ce avem de făcut. În momentul în care se ajunge acolo, este bine să evităm oarecum corectoarele, pentru că acestea au o textură mai densă și, din nou, vor avea tendința de a evidenția ridurile. Fondul de ten ar putea să-și facă mai bine treaba decât corectoarele. Bun, haideți să-ți propun așa un mic joculeț. Am pregătit niște imagini, da, cu ajutorul tău și vreau să le comentăm împreună cu tine, să vedem ce ai aplicat tu acolo și ce secrete ai tu acolo. Ia să vedem, este un machiaj foarte frumos. În ce situație îl purtăm? Mulțumesc! Acesta este un machiaj de tip bronz. Modelul are un ten uscat. După cum vedeți, am folosit foarte mult iluminator pe zona centrală. Desigur, acesta este un machiaj pentru fotografie și atunci corecțiile cred că sunt puțin mai evidente. Este un machiaj evident de seară sau poate fi purtat vara, dar tot spre seară, da, la un cocktail, să spunem. Uh-huh. Da. La o petrecere nu pe plajă. Nu este un machiaj pe care îl putem purta ziua. Sau putem păstra machiajul ochilor, însă machiajul feței ar trebui să fie puțin mai estompat. Și să folosim alt ruj eventual, nu? Da, depinde. Un gloss? Poate simplu, un gloss sau un ruj mai cu minte, da, aici este puțin mai metalic, tocmai ca să accentuăm acel efect de bronz. Hai să vedem următoarea imagine, ce ne-ai mai adus. Uite, vorbim despre tenul matur aici. Este un ten matur, iată, ce bine. Uh-huh. Am folosit, cred că se și vede că este un produs mai cremos pe față, cred că acolo pe... În zona nasului aici exact, se vede, acolo da? Se vede că este mai luminos. Am executat niște corecții, dacă vedeți, la nivelul nasului și undeva la nivelul pomeților și iată, culorile de la ochi sunt luminoase.
oleinoase, tot ce, exact ce spuneam, culoarea piersică vine foarte bine pe un ten matur. Machiajul trebuie să fie discret, am folosit un maro, da, tot așa, un maro mai cald, puțin cărămiziu și culoarea somonului, nu știu cât de bine se vede. Da, da, se vede, se vede. Pe ploapă. Sprâncenele, iarăși, și pe un ten matur e foarte important să le redesenăm, pentru că se pierde foarte mult din... Da. Din și formă și pigmentul, da, se, da, duce. Da, așa este. Ia să mai vedem ce imagine mai avem acum. Uite, un machiaj de Revelion sau de Crăciun, ce zici? Da, da, ai dreptate, așa este. Este un machiaj glam, am folosit glitter pe ploapă, am folosit eyeliner. Este un machiaj destul de îndrăzneț și ar trebui folosit într-o ocazie specială. Cu buclele de rigoare, bineînțeles. Da, și cu acest păr superb, mi se pare că este o sirenă. Regina Zăpezii, nu? Răiasa Zăpezii. Da? Ia să mai vedem următoarea imagine. Altceva. Da, aici este un machiaj de tip red carpet, pentru că dacă ai văzut pe covorul roșu, nu se folosește foarte mult machiaj. Am observat, da. Mult mai natural, ceea ce mie îmi place la nebunie, pentru că este persoana în evidență și nu machiajul. Însă am folosit un ruș ceva mai îndrăzneț, modelul fiind tânăr. Și e o prună, ce este, buze. Nu? Da, este destul de închis și este foarte, foarte lucios. Da, uite, mereu m-am întrebat de ce vedetele de la Hollywood nu sunt atât de machiate pe covorul roșu. În contrast cu vedetele de la noi, știi prea bine cum se duc la evenimente, că folosesc un machiaj foarte puternic. Iată, vedetele de la Hollywood, dimpotrivă, mizează pe natural. Ai dreptate, așa este și mie mi se pare un lucru foarte bun. Ei mizează foarte mult pe îngrijirea tenului, să fie tenul strălucitor, frumos și folosesc mult mai puțin machiaj. Adică ei folosesc machiaje pe care noi le denumim machiaj de zi, sau machiaj transparent. Așa este. Dar mie mi se pare foarte potrivit și foarte frumos lucrul acesta. Într-adevăr, la noi în Balcani, în zona asta, există tendința de a folosi mult mai mult. Noi, Rusia, Ucraina, folosim mult mai mult machiaj. Așa este, mai avem câteva imagini, vreau să le comentăm și pe acelea. Ia uite, acesta, iată, este un nou make-up, poate fi folosit ca machiaj de zi. Mie îmi place foarte mult să-l fac mireselor, pentru că mireasa mi se pare că trebuie să fie exact așa, proaspătă, drăguță, diafană. Și ai folosit aici, la nivelul ploapei interioare, un creion alb ca să creeze senzația aceea de ochi mari, nu? Da, am folosit iluminator acolo pe centru, am folosit puțin în arcul lui Cupidon, dacă vezi. Da, văd. Puțin blush, adică am făcut o corecție foarte ușoară, am lucrat foarte puțin pe acest ten. Și o umbră frumos în pliu ca să dăm profunzime privirii, puțin creion și cam atât. Și gata, o conducem la biserică în fața altarului. E bună de luat. Să mai vedem, mai avem o imagine. Corect. A, este aceeași... Este aceeași, da. Da, red carpet. Ei am aplicat și ceva gene false, că acum, având ochiul deschis, se vede. Corecția am făcut la nivelul pomeților. Uite ce frumos arunizează și culoarea ochilor cu părul. Are și cu rujul. Da, foarte frumos. Ia uite ce mai avem și sprâncenele acelea, cum îmi place mie să le spun, zburlite. Zburlite, da, este un trend, într-adevăr. Aici, unde putem purta acest machiaj și pe ce ten e făcut? Poate fi purtat chiar și ziua. Este un machiaj destul de lejer, într-o nuanță desaturată, este un lila, este și foarte la modă anul acesta. Și poate fi purtat și ziua sau poate fi purtat... Nu este un machiaj de birou, de exemplu. Nu este un machiaj. Deci nu m-aș putea duce așa dacă aș lucra într-o multinațională, nu? Nu. Este puțin cam colorat pentru o multinațională, dar poate fi un machiaj de zi dacă vrem să ieșim undeva la plimbare, eu știu, la un restaurant sau... Nu știu. Îmi place și rujul, este foarte frumoasă culoarea. Da, într-adevăr. Este acea nuanță piersică care se potrivește oricui, arată bine și ziua și seara, în orice împrejurare. Îți mulțumim tare mult, Mihaela, pentru că tu ne dai mereu așa inspirație și, bineînțeles, să nu uităm că și tenul trebuie bine hidratat ca să stea toate produsele pe el, da? Și să folosim și cremele potrivite fiecărui tip de ten, nu? Așa este. Îți mulțumesc tare mult, Mihaela, și te așteptăm cu drag și data viitoare. Mulțumesc. Iar noi am ajuns la final. Sper că v-a plăcut emisiunea noastră de astăzi. Ne pregătim și pentru mâine cu ceva frumos. Ne revedem mâine de la ora 13. Suntem aici, mâine este vineri. Vine și frății în platou, ne spune ce ne-a mai pregătit, ce a mai văzut ea acolo pe rețelele de socializare. Vine și, desigur, frumoasa Iulia Bălușă astăzi după noi. La ora 16 ne aduce știrile Metropola TV. Iar de la ora 17 Alice Bodescu este acolo la Sport Arena. Vă pup, nu uitați să zâmbiți.